Încep știrile Canal D. Bună seara, doamnelor și domnilor, bună seara și dumneavoastră celor care vă aflați la mii de kilometri depărtare de casă. Sunt Cristian Sabah, iată titlurile zilei. Militarul ar fi sărit în apă să-l salveze pe copilul de 14 ani. Niciunul nu a mai ieșit din mare. În plus, huiduielile de pe Arena Națională au trecut oceanul. În sudul litoralului încă mai există plaje neatinse de turiști. Și tot astăzi, în România, carnea fragedă de vită câștigă din ce în ce mai mult teren. Mai târziu, după mai bine de un deceniu de la începerea proiectului, acest bazin semi-olimpic stă cu ușile închise. Simona Halep a cucerit din nou aseară inimile românilor. 20.000 de oameni au venit pe Arena Națională să o aclame pe campioana noastră. Simona a cântat, a dansat, a dat autografe și a arătat cu mândrie trofeul cucerit la Paris. Bucuria este mult mai mare, chiar mai mare decât pe terenul central de la Paris. Vă mulțumesc foarte mult! Cuvinte modeste spuse din inima unei campioane unice. În fața celor 20.000 de oameni veniți să-i scandeze numele, Simona Halep a vorbit cel puțin la fel de bine cum mânuiește racheta de tenis. Sunt foarte mândră că sunt româncă, așa cum o spun mereu. Speedy Simo, cum o numește presa internațională, nu s-a mai grăbit să câștige puncte în clasamentul WTA. A obținut admirația românilor și a adus acasă mândria unei victorii de legendă. Aceste performanțe au venit și sunt 100% din țara noastră. Mereu m-am antrenat aici, am crescut aici și mereu am crezut, chiar dacă provin dintr-o țară mai micuță, se poate face o performanță mare. Pentru Simona, patriotismul e o stare, o emoție, un vis spre viitorul muncit și meritat. Sper că acest trofeu să fie începutul unei noi generații de campion și, de ce nu, și în alte sporturi. Pe Arena Națională, tatăl Simonei a vorbit cu ochii în lacrimi. Mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat un asemenea cadou ca să pot să... Românii veniți pe cel mai mare stadion al țării i-au văzut emoțiile și au simțit bucuria Simonei când aceasta a dansat printre confetii cu trofeul în mână. Huiduielile de pe Arena Națională s-au auzit până peste ocean. În timp ce la noi glumele și ironiile apar pe bandă rulantă, americanii au titrat cu litere de o șchioapă primirea Gabrielei Firea pe stadion. Să o primim așa cum se cuvine, pe Simona Halep! Uralele celor peste 20.000 de fani ai Simonei s-au transformat brusc în huiduieli la intrarea neașteptată pe stadion a Gabrielei Firea. Momentul jenant a culminat cu discursul primarului general, pe care puțini dintre cei prezenți l-au auzit. Bine ai venit în România, bine ai venit la București! Ne bucurăm că ai venit în țara noastră! Nu fac altceva decât să-mi exprim satisfacția pentru că ai venit în țară și să-ți ofer cheia orașului București. În tot acest timp, tribunele trepidau de țipete și fluierături. Imediat după ce i-a înmânat campioanei cheia orașului și placheta omagială, Gabriela Firea s-a retras de pe scenă. Cu privirea înainte și cu un mers alert, primarul a ieșit de pe stadion în aceleași huiduieli pe care a și intrat. Bună seara. După ce a felicitat-o pe Simona, și Ilie Năstase a vrut să transmită un mesaj românilor. Vreau să vă felicit și pe voi
că în versul la care spune deșteaptă-te române, ar fi trebuit să schimbe. Deșteptați-vă români. Vreau să spun, să menționez treaba asta. Toți care ați văzut aici erau foarte tineri. Și am zis că strofa aia din deșteaptă-te române, nu ar fi. Deșteptați-vă români, ar trebui. Și cei care ne ascultă acum și conduc țara asta ar trebui să investească foarte mult în sport. Primirea edilului pe stadionul Național Arena a devenit în doar câteva clipe virală pe internet. Printre numele celebre care au taxat-o la rândul lor pe Gabriela Firea a fost și soprana Angela Gheorghiu, care i-a adresat o scrisoare deschisă primarului. Și celebra jurnalistă Mirela Neag consideră că Firea a făcut o greșeală. Simona Halep ar fi dorit să fie felicitată de români și în special de bucureșteni în locul tradițional, Piața Universității, și primăria nu a refuzat solicitarea. În timp ce Gabriela Firea era huiduită în mijlocul stadionului, peste 50.000 de oameni din întreaga lume priveau momentul în direct chiar pe pagina de Facebook a Simonei Halep. În scurt timp, presa internațională vuia despre cele două primiri complet opuse. New York Times, Daily Mail, San Francisco Chronicle sau Washington Post au scris despre uralele primite de numărul 1 WTA, dar și despre huiduielile de care a avut parte primarul Bucureștiului, Gabriela Firea. Iar în țară, cârcotașii abia și-au făcut încălzirea cu glume și bancuri pe seama momentului. Potopul de ironie a făcut chiar ca pagina primarului să fie suspendată peste noapte. Simona tocmai a câștigat și turneul de la Roland Soros. Dar ce acustică fenomenală are Arena Națională, doamnă Firea, s-a auzit până în obor. Deși pagina de Facebook a edilului a fost redeschisă la pozele cu Simona Halep, au mai rămas doar 3 mesaje și acelea de susținere și încurajare pentru Gabriela Firea. Efectele caniculei asupra organismului nu sunt de ignorat. La ce riscuri ne supunem dacă stăm în ar și ți aflați imediat. Unul dintre cei 7 violatori din Vaslui a fost eliberat condiționat. Regretați ce ați făcut? A primit clemență din partea judecătorilor după ce aceștia au considerat că s-a reabilitat după ce a ispășit 2/3 din pedeapsa de 6 ani și 4 luni. Deși a fost lăsat în libertate, tânărul trebuie să se prezinte acum periodic la secția de poliție și să respecte termenii eliberării condiționate. Imagini șocante surprinse de camerele de supraveghere din Iași. Un student de 23 de ani a fost lovit din senin pe stradă de un necunoscut. Pe camera de supraveghere se vede cum tânărul care mergea liniștit este oprit de un individ care lovește cu pumnii. Victima cade pe marginea șoselei, iar agresorul dispare ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Studentul a ajuns la spital cu o contuzie cerebrală, dar n-a depus încă plângere. Interpreta de muzică populară Maria Butaciu a murit. După aproape 2 luni de comă, artista a pierdut lupta cu boala în urma unui accident vascular. Trebuie să ai și o suflet cinstit și blând și iertător, de vrei să fii iubit de mai plecat dintre noi o valoare pe care nu am știut să o prețuim, spun în cor prietenii Mariei Butaciu. Om cu literă mare. Nimic altceva. Și faptul că știa să se apropie de sufletul oamenilor. Deci ea ceea ce cânta transmitea atât de tare că întâi era ea emoționată. Interpreta populară s-a stins discret, așa cum de altfel a și trăit după o lungă suferință. Din păcate a fost foarte săracă. În momentul în care a murit, nu mai avea de niciunele. Îmi amintesc că vorbeam cu cineva din muzica populară și îmi povestea că ea împletea goblenuri pentru a putea supraviețui. Ea a fost o adevărată regină a muzicii populare în anii comunismului, iar acum a devenit un om obișnuit și, din păcate, a plecat de pe această lume destul de săracă. N-a fost un om care să nu aibă din ce să trăiască. Doar că și exprima această nemulțumire că nu îi se părea firesc după o viață întreagă de muncă să ieși cu o pensie modică din care nu poți să-ți asiguri. Firule, măi fir de iarbă, pe tine cine te-ntreabă?
Deci nu pot. Pentru că mă iau emoțiile și îmi aduc aminte că toate lucrurile astea o să le am în amintire și îmi pare rău că nu le-am nicăieri imortalizate, pentru că eu le spuneam tot timpul pe acești oameni, când îi întâlnim trebuie să-i strângem în brațe, pentru că nu știm dacă mai avem vreodată posibilitatea. Maria Butaciu s-a stins aseară la vârsta de 78 de ani. Asta după o lună și jumătate de comă cauzată de un accident vascular. S-a zbătut între viață și moarte săptămâni bune, dar din păcate organismul ei nu a mai putut lupta. Medicii au depus eforturi supraomenești pentru a-i salva viața, însă nu a mai avut zile. Acestea sunt ultimele imagini cu îndrăgita cântăreață în viață. Apoi a urmat o suferință cruntă pe patul de spital, luni de zile în care a fost vegheată neîncetat de colegele de scenă. Vreau să vă spun că noi am pierdut o legendă a cântecului popular, am primit o prietenă, o mamă adevărată. La Salva, în Bistrița Năsăud, locul de naștere al artistei și unde este cetățean de onoare, familia și apropiații sunt devastați. Fratele Mariei Butaciu vorbește cu lacrimi în ochi despre ea. Am apreciat-o ca o soră mai bună, mai inteligentă, îndrumătoare. Artiștii nu mor. Ei rămân în jurul nostru și în cântecele noastre. Sora artistei povestește că Maria Butaciu s-a îmbolnăvit după ce a trăit un mare șoc. Sora noastră, exact cu o săptămână înainte de a se îmbolnăvi, am înmormântat-o, sora noastră cea mai mare, și așa de mult a afectat-o, că nici pe toți ne-a afectat, dar nici nu mi-am dat seama că pe ea chiar așa de mult a afectat-o. Cu emoție vorbește despre interpretă și Virginia Linul, care i-a croit Mariei Butaciu o mare parte din costumele populare. Au adaptat și culorile mai închise în funcție de vârstă, dar ei îi plăcea să fie frumoasă, să fie colorată, să fie întotdeauna, să dea viață. Era conștientă de frumusețea dumneai și de frumusețea florilor din portul popular năsăudean. Înmormântarea Mariei Butaciu va avea loc mâine la prânz la cimitirul Ghencea Militari. Ne simțim obosiți fizic, avem amețeli și migrene. Sunt doar câteva dintre efectele caniculei asupra organismului. Toate aceste simptome se accentuează odată cu efortul fizic sporit. Iată la ce riscuri ne supunem dacă facem mișcare în arșiță. Zilele însorite și tocmai bune de leneveală au venit. Nu degeaba li se spune așa. Organismul nostru se apără de căldură și intră într-o stare de oboseală forțată, spun specialiștii. Arșița încetinește sistemul nervos. Așa se explică starea de oboseală fizică sau lenea, cum este numită în popor. Am probleme cu tensiunea și așa că mă protejez. Adică cum vă resimțiți dumneavoastră? Și o stare de oboseală. Stare de oboseală. Da. V-ați întrebat de ce? Păi, căldura. Foarte tare este stresată inima. Trebuie să pompeze foarte mult sânge către piele pentru a încerca să mențină temperatura corpului constantă. Nu se poate face un schimb chimic în corp până nu se face mișcare. Dar nu în exces, ne avertizează medicii. Migrene, crampe musculare și, în cel mai rău caz, accident cerebral vascular. Asta riscați dacă vă supuneți corpul la exerciții fizice pe caniculă. Nu resimțiți cumva această temperatură ridicată la nivel? Ba da, am exces. Deja am mai multă tensiune. Pentru a ajuta organismul să funcționeze normal în zilele caniculare, mai ales dacă alegeți să faceți mișcare în aer liber, este obligatoriu să vă hidratați. Ce simțiți la nivelul organismului? Vi se face rău? Setea e mai mare și transpirația abundente și o slăbiciune. Apare această oboseală, această fatigabilitate din cauza faptului că sângele care merge către piele nu mai merge către mușchi. În zilele toride de vară este foarte important să fim atenți la alimentație. Nutriționiștii ne sfătuiesc să mâncăm foarte multe fructe bogate în vitamine și minerale, precum pepenele roșu și merele, care ne vor da hidratarea de care avem nevoie. Medicii spun că este bine să vă orientați în aceste zile către salate. Vă recomandăm o salată cu legume, cu fructe, ușoară, de vară, cu vitamine, cu tot ce aveți nevoie pentru căldurile care urmează. Așadar, o dietă echilibrată, apă din belșug și exerciții fizice în locuri umbrite. Acestea sunt sfaturile de care ar trebui să ținem cont în zilele de caniculă.
Vremea se va schimba, însă de mâine Anca Ciota a venit în studio să ne explice ce ne așteaptă. Ce ne așteaptă? Bun găsit! Nu ne așteaptă vremuri prietenoase, pentru că vin furtuni în toată țara. Din această seară avem o avertizare de ploi puternice, iar începând de mâine, de la ora 14, intră în vigoare un cod galben de vijelii care expiră de-abia vineri dimineața. Zonele afectate de cod sunt cele marcate pe hartă. Vestea bună este că, în ciuda instabilității atmosferice, temperaturile se mențin extrem de ridicate. Mâine, de exemplu, maximele ajung la 35 de grade. Joi sunt zone în care se vor înregistra 34 de grade, iar vineri, la orele prânzului, temperatura maximă ajunge la 33 de grade. O să vă dau mai multe informații la rubrica Meteo. Cristi? Mulțumim frumos, Anca. Continuăm jurnalul. Președintele Klaus Iohannis ar putea declanșa un referendum pentru a întări statul de drept în România. Șeful satului acuză PSD de faptul că vrea să controleze justiția. Partidul Social-Democrat încearcă să amputeze puterile președintelui României. Avem un nou superministru al justiției care decide și președintele execută? Aceasta este prima reacție a lui Klaus Iohannis de la publicarea motivării Curții Constituționale privind revocarea șefei DNA. Șeful statului nu a spus deocamdată ce decizie va lua, însă este sigur de altceva. Nu va exista nicio suspendare, fiindcă nu există niciun temei pentru suspendare. Iar dacă unii PSD-și se trezesc vorbind de suspendare doar așa să pară mai interesanți la televizor, este problema dumnealor. Iohannis a vorbit și despre încercările PSD de a subordona justiția. Cum se trezește un politician care mai este și infractor, se ducă la televizor să amenințe acolo magistrații după ce a convocat un meeting mediocru antijustiție. Șeful statului crede că lupta anticorupție trebuie să continue. În România nu există niciun stat paralel. Este o invenție a PSD-știlor prin care vor să-și motiveze demersurile antijustiție și antiservicii. În replică, PSD susține că afirmațiile președintelui sunt iresponsabile și că deciziile CCR se execută, nu se discută. Pentru a deveni șofer de tip ride-sharing, trebuie să mergi la cursuri de politețe și de prim ajutor. Noile reguli imediat. Răsturnare de situație în cazul copilului de 14 ani care s-a necat duminică în dreptul plajei Corbu. Un militar clujean, aflat în timpul liber, ar fi intrat după băiat în apă ca să-l salveze și de atunci a dispărut și el. Bănuiala este că bărbatul a fost răpus de curenții puternici. Soția lui susține că autoritățile nu fac nimic pentru a-l găsi. Urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Caporalul clasa 3-a Petru Cosma venise de la Dej pe litoral cu ocazia unui exercițiu militar de la Capul Midia. Duminică s-a învoit și s-a dus pe plaja sălbatică de la Corbu, iar de atunci e de negăsit. Una dintre ipoteze este că militarul a fost pe plajă martorul unor scene șocante. Ar fi văzut că un băiat de 14 ani a intrat în apă să-și salveze un prieten de la NEC și ar fi sărit și el să dea o mână de ajutor. Din acel moment, atât adolescentul cât și cadrul militar au dispărut, se pare, în adâncuri. Nimeni nu zice nimic, doar că soțul meu este dispărut. Soțul meu n-a putut să dispară decât a sărit în ajutorul copilului, dar toți îmi spun, nu, soțul dumneavoastră nu a fost văzut intrând în apă. Soția militarului a venit astăzi de la Dej pe plaja din Corbu să afle ce s-a întâmplat de fapt cu bărbatul. Se întreabă de ce oare scafandrii caută în adâncuri doar trupul minorului de 14 ani. Căutați acum doar adolescentul sau și pe militar? Da, doar adolescentul. Am fost solicitați să venim la plaja Corbu pentru o persoană de 14 ani. Cei doi soți au împreună două fete. Cea mare mi-este studentă anul 2 la facultate și cea mică este în clasa 3-a. Aștept un răspuns. Aștept, nu știu, ce le pot zice lor. Tatăl vostru a dispărut. Unde? Nu știu. Militarul a fost dat dispărut ieri după 24 de ore de la ora limită la care bărbatul trebuia să se întoarcă la unitatea de la Midia. A fost sesizat parchetul militar, iar autoritățile spun că până acum toate încercările de a-l găsi pe caporal au fost fără succes. Un tânăr din București cere 1 milion de euro de spăgubiri unei companii de telefonie după ce aparatul pe care îl primise cadou i-a explodat în buzunar. În urma incidentului, băiatul s-a ales cu arsuri de gradul 2 și 3 pe piciorul stâng. O căldură. Ați
simțit o căldură la picior. Așa au început clipele de teroare pentru tânărul în vârstă de 18 ani. Băiatul care se afla la școală în acel moment a început să simtă că în dreptul buzunarului îl arde ceva. În doar o clipă, pantalonii au fost cuprinși de fum, iar aparatul pe care bunicii săi îl primiseră cadou de la o companie de telefonie a explodat. Când și-a dat seama ce se întâmplă, a intrat în panică și a fugit repede să ceară ajutor. Și-a băgat mâna dreaptă în buzunarul stâng ca să scoată telefonul. Nu a reușit, în schimb și-a ars cele trei degete de la mâna dreaptă. Ca să-l scape, un coleg a fost nevoit să-i rupă hainele de pe el. Băiatul suferise deja răni destul de grave. Ce fel de arsuri a avut? 2 și 3. În vedere că are componenți chimici, bateria, vă dați seama că dacă i-a ajuns pe piele așa ceva, chiar... Deci, posibil să se fi scurs ceva din baterie lichidă, acidul acela? Cel mai probabil. Polițiștii veniți la fața locului au deschis un dosar de cercetare penală. Familia băiatului vrea să acționeze în judecată compania de telefonie. Clienții mei doresc tragerea acestora la răspundere și vor solicita daune morale și materiale în cuantum de 1 milion de euro. Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut noi ca părinți, că este îngrozitor. Băiatul urmează să fie supus acum mai multor intervenții chirurgicale pentru a putea scăpa de urmele lăsate de aparatul care i-a explodat în buzunar. O mașină parcată în fața unui bloc din Oradea s-a făcut scrum. Mai repet o dată. Pompierii au venit rapid și au stins flăcările în 5 minute. Cauza probabilă a incidentului, a incendiului, este un scurt circuit. Nimeni nu a fost rănit. Mii de persoane au cerut în ultimele 4 luni atestatul pentru a deveni șofer de tip ride sharing. Pentru a căpăta diploma, pe lângă orele de circulație, mai nou, ei trebuie să ajungă la cursuri de politețe și de prim ajutor. Cam 30% sunt clienți străini. Peste 2400 de persoane s-au înscris până acum la cursuri pentru a putea lucra ca șofer la o astfel de firmă. Adrian face asta de un an. Terminase studiile economice și își căuta un loc de muncă temporar. Așa a ajuns să se angajeze la o firmă care oferea servicii de transport persoane. S-a transformat într-un job permanent și cred că am făcut o alegere bună. Transporta persoane cu o mașină electrică și câștiga aproximativ 4.000 de lei pe lună. Salariul îi atrage pe tot mai mulți spre un astfel de serviciu. Puțin știu însă că nu este suficient să aibă un permis de conducere. Trebuie să aibă cunoștințe temeinice vis-a-vis de circulația pe drumurile publice, noțiuni despre istoricul și geografia orașului în care își desfășoară activitatea. Mai au și anumite cursuri de prim ajutor, Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva mai nou, introduse și noțiuni de politețe, de cum trebuie să-ți întâmpini clientul. Sunt oameni și oameni, însă noi ne vedem de treaba noastră, noi trebuie să ajungem nu doar la o destinație, noi avem mai multe destinații pe zi, destinația noastră este finalul zilei și anume acasă. Odată ce sunt atestați, șoferii trebuie să fie autorizați. Ei trebuie să fie autorizați de către administrația publică locală, cum vă spuneam, și să fie angajat al transportatorului, respectiv a societății comerciale care efectuează acest tip de transport. Și Iulian spune că a găsit ocupația ideală. Are doar 21 de ani, dar mare nevoie de bani, așa că s-a mutat din Ploiești în capitală. Mi-a plăcut așa mult ideea și am realizat că pot să fac și eu, că nu trebuie o mașină, se poate doar cu bicicleta și am zis, ok, mă duc la București, mă mut la București și fac acest lucru. Livrează mâncare cu bicicleta, primește comenzi prin aplicațiile de la restaurante și le transportă la destinație. Da. Deja are o comandă. Am de ridicat un rosito fungi porcini, un pui copt în unt cu ierburi aromate și un schnitzel. Și nu mai are timp de pierdut. Ar fi bine să ajung cât mai repede ca să fie clientul cât mai fericit și poate îmi lasă și un bacșiș. Mersi, pa, pa. Aglomerația din trafic este un coșmar pentru toată lumea. Câte zile din lună am ajuns să pierdem pentru găsirea unui loc de parcare, aflat imediat. 12 ani de atât a avut nevoie administrația publică pentru construirea unui bazin semi-olimpic într-o școală din sectorul 6 al capitalei. La mai bine de un deceniu de la începerea proiectului, bazinul încă nu are autorizare ISU și este închis cu lacăt.
Elevii școlii 311 ar fi trebuit să ia lecții de not în bazinul din campusul școlar încă din 2007. S-au schimbat două generații la unitatea de învățământ, dar apa din piscina de 25 de metri lungime și 12 lățime a rămas tot neatinsă. A fost o lucrare aproape dureroasă pentru noi. Unitatea noastră a suferit foarte mult. Au plecat mulți copii. Proiectul a primit finanțare de peste 1 milion de euro. Directoarea școlii își amintește că nici în 2012 lucrările nu erau finalizate. Nimic. Groapă. Atât. Săpată fundația. Deci în 8 ani doar o groapă s-a făcut. Da. Inițiate de administrația municipală, lucrările au fost preluate inițial de o firmă care nu și-a îndeplinit atribuțiile și căreia i s-a reziliat contractul. Au urmat altă licitație și un nou contract de construcție. Vă întreabă copiii despre bazin când e gata? Da, mă întreabă și de fiecare dată le spun că mai sunt remedieri de făcut și că lucrurile vor fi bine. Între timp, în decembrie anul trecut, investiția a trecut de la Primăria Capitalei în gestionarea primăriei de sector. Garanția lucrărilor s-a extins până în vara lui 2019, iar construcția a înaintat, însă au fost necesare schimbări majore. Domnul primar spunea ceva de vara asta, dar nu știu, să vedem. Deci e ultimul deadline. Da, cam așa. Conform biroului de presă al primăriei sectorului 6, nu se știe încă dacă bazinul va putea fi dat în folosință în această vară. În aceeași situație este și un bazin din sectorul 2 al capitalei. Investiția de 6 milioane de euro stă și în ziua de azi nefolosită. Fermierii români încep să crească vaci Black Angus extrem de apreciate pe piață. Nu sunt deloc pretențioase, au nevoie doar de iarbă. Totuși, cele mai multe restaurante din țară au rămas fidele cărnii Black Angus din import, care, spun ei, au o frăgezime aparte. Această rasă, conform specificațiilor producătorului, crește pe malul oceanului, mănâncă iarbă ușor sărată datorită vântului care aduce particulele de apă pe țărm și are în dietă și alge de mare. Ei bine, acest gust de mare este regăsit ulterior în farfurie de către clientul care mănâncă acest angus. Cu alte cuvinte, secretul ca friptura să se topească în gură stă în calitatea cărnii, iar asta depinde enorm de felul în care trăiesc vacile din rasa Angus. Avem aici o bucată de vită din Uruguay. Așa cum se vede, este mai puțin marmurată ca aceasta, datorită faptului că este o vită mai muncită, a trăit undeva la munte. Mănâncă iarbă de acolo, are o altă textură carnea și este total diferită de cea crescută, așa cum am spus mai devreme, de cea pe malul oceanului. Datorită faptului că este la munte și își folosește în permanență musculatura pentru a se cățăra, pentru a se deplasa. În plus, ca să fie fragedă, carnea este maturată în frigidere speciale, unde temperatura e ținută la 0,9 grade. Abia apoi poate fi aruncată pe grătar, iar peste ea se presară sare de Himalaya pentru oxigenare. Aici avem, spre exemplu, o maturare de 45 de zile și asta se poate vedea diferența între această carne 45 de zile și aceasta care abia a început procesul de maturare. Kilogramul de carne de vită Angus se vinde în restaurante cu prețuri între 300 și 500 de lei. Fermierii au mirosit potențialul financiar și au început să crească astfel de rase de carne. Ion Mihalcă, un fermier din Bistrița Năsăud, spune că astfel de animale sunt mult mai ușor de îngrijit, mănâncă doar iarbă și n-au nevoie de supraveghere continuă. Cum ați ajuns la rasa asta? Cum să ajunge la rasă? Din cauza oamenilor, în principiu, că nu se găsesc oameni la lucru și astea se întrețin mai ușor. E la 2 april, îți la iarbă până în noiembrie. Țăranilor le e însă greu să vândă restaurantelor pentru că încă n-au învățat cum să crească animalele, astfel încât calitatea cărnii să fie pe placul consumatorilor cu pretenții. Suntem la început, oamenii încă la țară încă nu au pentru ei ce, e vacă, nicio problemă. O mai și muncesc în bătătură, dacă e vițică o mai dă și la mulțiri și după aia se gândesc ei într-un final, după câțiva ani de viață, să fie dată și la abator pentru abatorizare. Și atunci ne trezim cu o carne de vită care cu toate că arată bine, frumos, în galantar, ne trezim acasă că mâncăm o talpă de cauciuc. În momentul de față, cea mai scumpă carne de vită din lume este cea din rasa japoneză Wagyu, prețul unui kilogram fiind între 800 și 1200 de euro. Dar această vită trăiește, are un tratament regal. Este hrănită cu 6 litri de bere pe zi, mese la oră fixă, ascultă muzică, masaj, trăiește puțin și bine. Pentru Black Angus, subvenția de la stat este generoasă. Fermierii primesc pentru creșterea fiecărui animal peste 1200 de euro din fonduri europene. Banii se pot accesa doar în cazul în care crescătorul are minimum 10 animale. Orenșiri pierdem în traficul aglomerat, dar cel mai mult timp ne mănâncă găsirea unui loc de parcare în capitală. Studiile arată că un șofer pierde 2 zile pe lună doar pentru a-și lăsa mașina în siguranță.
Parcarea în spațiile special amenajate de Municipalitatea Capitalei va costa mai mult. Tarifele vor fi diferențiate pe zone. În centrul Capitalei, ora de parcare va costa 10 lei, iar la periferie va scădea până la 2 lei și 50 de bani. Și taxa de deblocare a roților în cazul în care ați parcat neregulamentar va crește la 200 de lei plus TVA. Consilierii generali vor discuta un proiect în acest sens în ședința din 14 iunie. Dar nu prețul îi afectează pe șoferii bucureșteni, ci lipsa locurilor unde să-și lase mașina în siguranță. Mașina pe avarii sau cea cu semnalizarea aprinsă în căutarea unui loc de parcare. Toate au devenit repere ale aglomerației din capitală. Nu mai există stradă sau bulevard pe care să nu întâlnești o astfel de situație. Șoferul din imagini alege, așa cum se întâmplă cel mai des, să staționeze până când se va elibera un loc. Norocul îi surâde și chiar din fața lui pleacă un autoturism. Aștepta mult să parcheze, nu? Asta cred că vă 5 minute. Uite, și de aici mai iese unul și cred că se va ocupa imediat, ia să vedem. Un fel de vânătoare pentru locurile de parcare, cel puțin asta se întâmplă în centrul capitalei, așa cum ați văzut. Niciun minut nu a trecut până s-a eliberat acest loc și a fost imediat ocupat. Aceasta însă este doar o situație fericită. Cam cât stați să găsiți un loc de parcare aici? Cam o jumătate de oră, un sfert de oră. Ne învârtim așa, dăm ocolul de câte ori putem. Dacă noi vă spunem că pierdeți aproximativ 24 de zile dintr-un an căutând un loc de parcare, ce spuneți? Wow! Calculul este simplu. Dacă în medie pierdem cam 30 de minute sau chiar o oră pe zi, asta înseamnă că din fiecare lună se duc aproximativ 2 zile până găsim un loc de parcare. În acest timp ce ați putea să faceți? Multe. Vacanță, mă gândesc, nu știu, timp cu familia. Nu cred, nu. Dar cum mi se pare? Așa e în București, n-ai ce faci. Autoritățile s-au gândit și la soluții mai rapide până când vor construi parcările promise. De exemplu, primăria sectorului 5 și-a propus ca pe toate arterele din centrul Bucureștiului să introducă sens unic de mers pentru a permite parcarea pe prima bandă de circulație. Una dintre soluții ar fi închirierea locurilor de parcare care sunt libere, cum este acesta, spre exemplu, în timpul zilei sau în timpul nopții, de către proprietarii care dețin aceste spații sau de către administratorii hipermarketurilor sau mall-urilor din capitală. Dacă vă gândiți serios la ideea închirierii, bine ar fi să vă grăbiți. Cel mai probabil și pe aceste locuri va fi concurență serioasă. Există plaje în România unde te simți ca un călător pe o insulă superbă. În sudul litoralului am găsit întinderi de nisip ascunse într-o oază de verdeață unde se aude doar muzica valurilor. Mare de un albastru hipnotizant, nisip alb și bărci pescărești ce plutesc pe apă din zor și până la apus. Așa arată una dintre plajele sălbatice de pe litoralul nostru, ferită încă de valul de turiști. Ca să ajungi aici, trebuie să treci prin Tuzla, o comună aflată aproape de Țărm. Drumul până la mare este bătătorit. Se ajunge greu, dar merită. Să știți că aceasta nu este stațiunea Mamaia, unde puteți să intrați pe nisip direct de pe promenadă. Ca să ajungeți pe plaja de la Tuzla, trebuie să coborâți pe acest deal. Astfel, orice zi de plajă începe ca o adevărată expediție. Pe această limbă de nisip înconjurată de vegetație domnește un local al pescarilor din zonă. E făcut din paie, plase pentru pești și flori colorate. De aici se văd în zare oamenii locului care își doresc ca această plajă să rămână sălbatică, așa cum era și odinioară. La început am venit cu părinții, după aia am început să vin singur. Veneam 10 inși, 6 inși, prieteni. Aici era pădure. Era un fel de pădure. Frumoasa întindere i-a cucerit pe niște turiști din Rusia care au venit aici să se regăsească. We come from Russia. This very beautiful. Relaxing, the sea is beautiful. În nordul plajei, ceva mai departe, se poate vedea farul din Tuzla. Aici, doi tineri îndrăgostiți au venit să-și încarce bateriile. În zonă nu există semnal la telefon. Am căutat ceva cât mai retras, mai pustiu și mai în conexiune cu natura. Aici ați găsit locul. Da, da, chiar este, după cum se vede. De vizitat cu tălpile goale, mai sunt și alte plaje de pe litoralul românesc, care își arată frumusețea după îndelungi căutări. Ascultați sunetul valurilor. O oază de liniște am găsit și pe această plajă din Eforie Sud și să știți că sunt turiști care vin aici cu cortul și dacă ar fi după ei, nu ar mai pleca acasă niciodată. Membrii familiilor regale sunt considerați etaloane de eleganță. Respectă însă personalitățile eticheta, dar și moda, ne spune Iulia Albu imediat.
Samsarii care vindeau până acum legume din import, ca fiind 100% românești, nu vor mai putea să-i păcălească pe clienți. Producătorii din județul Olt și-au închiriat arabe și vând de acum propriile produse. Marfa nu are adaus comercial. Ia uitați. Este o roșie românească, foarte bun gust și de foarte bună calitate. Legumele românești ajung direct din grădină pe tarabe. În piețele din Slatina au fost amenajate două zone special pentru fermieri. La 31 de ani, Ionuț Radu este unul dintre cei mai tineri agricultori din zonă. La taraba lui găsești de toate, roșii, ardei și până la zmeură. Ionuț muncește cu plăcere, fără să se gândească la sacrificii. Greu financiar. Muncim destul de mult și fizic, nu e nimic ușor, dar există și o doză de pasiune în tot ceea ce fac și asta mă face să trec mai ușor peste greutăți. Iar cumpărătorii au garanția calității. Văd că a scris exact, sunt roșii românești, producătorul de unde este și data obținerii produsului. Corect. Exact. Oamenii sunt, află exact tot ce trebuie să știe despre acest produs. Tot. Avem în fața atestat pentru a dovedi că se duc adevăr ale nostru. În plus, prețul legumelor direct de la producători este și de două ori mai mic decât cel din marile piețe din țară. Este prețul stabilit de către noi, cel care muncește și cel care le aduce pe piață. Deci fără adaos comercial. Fără adaos comercial. Oamenii sunt mulțumiți pentru că știu exact ce cumpără. Pentru nepoțel, luați aceste produse românești. Numai românești. În cele două piețe din Slatina sunt 100 de comercianți care vând produse 100% românești, dar colțul românesc poate să devină un program național dacă va avea succes. Laptele și iaurtul l-au dus cu gândul la copilărie pe cel mai carismatic ministru al guvernului Dăncilă. Petre Daia a gustat cu o poftă de copil din produsele românești făcute la o fabrică din Ialomița și în loc de șampanie a băut lapte. Ministrul Petre Daia a băut laptele românesc în pahar de șampanie. A refuzat să ciocnească cu cei din jur, că doar nu se poate ciocni cu lapte în pahar. În primul rând e lapte. În primul rând e lapte. Este foarte important. Lapte de la vacă. În al doilea rând e și bun. În al treilea rând vreau să vă spun că... este și suficient. Cum a văzut lapte și iaurt, ministrul Daia a trecut la gustat. Produsele fabricii din Ialomița i-au stârnit interesul pentru că sunt românești. Nimeni nu s-a putut abține de la degustat atunci când l-a văzut pe șeful de la agricultură cum savurează iaurtul. Vreau și eu. Bun, i-am făcut poftă, domnul ministru, prea mănâncă cu poftă. E un produs excepțional. E produsul făcut de fermierii români. Gustul iaurtului i-a trezit ministrului agriculturii amintiri din copilărie, de când ducea vaca la păscut. O țineam de lanț atunci și o duceam să mănânce iarbă de unde îmi indica tata și mama, să fiu atent să nu atac culturile, să fiu atent să nu scape vaca în vreun an de grâu. O oră a durat popasul șefului de la agricultură la fabrica din Ialomița. Ar fi stat mai mult la povești, dar spune că a lăsat la minister un proiect neterminat. Vrea ca marile magazine să comercializeze roșii românești. Nu-i posibil astăzi ca în România roșiile românești să stea în afara spațiilor de comercializare și în interior să fie alte produse din import. Nu este corect. La plecare, ministrul a primit o traistă plină cu lapte, iaurt și cașcaval. Păsările care au supraviețuit dezastrului ecologic din Parcul Bordei sunt sănătoase, ne asigură cei din administrația locală. Părinții care își aduc copiii în acest loc spun însă că pericolul nu a trecut. Încă mai există o travă în parc. În pericol de moarte sunt atât viețuitoarele din Parcul Bordei, cât și cetățenii care îi trec pragul. Capcanele pline cu otravă sunt în aceleași locuri unde le-am găsit și ieri. Nici măcar la o zi după ce mai multe păsări au fost găsite moarte pe lacul Bordei din capitală, aceste capcane care ar fi cauza decesului nu au fost ridicate. Mai grav este cu copiii. Că pot să guste copiii. Nu ar trebui să fie cumva avertizat că există un pericol? Da. Și cine ar trebui să-i avertizeze? Nu știu, la Alpab. O armată de angajați ai primăriei capitalei am găsit în această dimineață pe malul lacului. Echipajele curățau doar apa. Nu v-au anunțat că este un pericol? Nu. De îmbolnăvire? Nu. Nu de aceeași părere sunt cei care ar fi trebuit să-i anunțe pe oamenii care se plimbă prin locurile pline de otravă pentru rozătoare. Realitatea că pasărea este extraordinar de bună.
nu sărăcuța de ea. Este bună pasărea? Da, doamnă, clocește. Clocește, este trează. Nu, este... nu înțeleg termenul. Cum este bună pasărea? Hai, las. Nu, doamnă, nu, vă rog frumos, mă... Cum domnule din imagini, care ne-a spus că ar fi angajat al departamentului tehnic al PAB, nu ne-a oferit o explicație la întrebare, am mers pe firul dezastrului ecologic, capcanele pentru rozătoare. Au fost luate, deci au fost luate. Au fost luate. În această dimineață? Nu, au fost luate. Când? Haideți, mergeți cu mine să vi-l arăt? Nu merg, doamnă, cu dumneavoastră. Am treabă, nu vă supărați. Treaba este și acolo de făcut. Este un pericol de îmbolnăvire. Despre situația care pare să nu aibă sfârșit, i-am întrebat și pe cei de la Direcția de Sănătate Publică și pe reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Animalelor din București. Cei din urmă ne-au răspuns că fac analize toxicologice, dar și pentru depistarea virusului aviar. Până la aflarea rezultatelor, pericolul nu este în niciun fel anunțat. Cum împărțim bugetul lunar pentru a economisi? Totul ține de metodă. Dar trebuie să cunoaștem mai multe trucuri în privința veniturilor și a cheltuielilor. Detaliem totul în rubrica știrilor canal de cât te costă. Calcule, calcule și din nou calcule. Asta trebuie să facem când vorbim de buget. Da, banii sunt aceiași, dar contează cum îi împărțim, nu? Metoda denumită 50-30-20 se referă la un principiu simplu: împărțirea bugetului în trei părți distincte cu destinații clar stabilite. Un buget lunar trebuie să cuprindă în primul rând cheltuielile esențiale, apoi vorbim de banii destinați vacanțelor și timpului liber. Spre exemplu, ieșiri în oraș. Nu în ultimul rând, o parte din buget trebuie direcționată obligatoriu către economii. Jumătate din bani merg așadar pe cheltuieli esențiale. Aici vorbim de mâncare, transport și cheltuielile cu locuința, rată sau chirie și, bineînțeles, întreținere. ...30% din bani trebuie direcționați către cheltuielile dorite, adică tot ce ține de stilul de viață al fiecăruia dintre noi, de la vacanțe până la bilete pentru concerte, muzee sau cărți. Din 10 lei câștigați lunar, cel puțin 2 ar trebui folosiți pentru priorități financiare, un fond de urgență sau de economii, bani care se pot dovedi utili în anumite situații. Metoda plicului poate fi considerată cam învechită, dar funcționează de minune. Folosiți mai multe plicuri cu destinații diferite: cumpărături, carburant, rată și așa mai departe. Împărțiți banii și nu vă atingeți de ei decât pentru scopul gândit inițial. Sau putem descărca o aplicație pentru administrarea bugetului. Aplicațiile de acest fel funcționează foarte simplu. Au două capitole importante: venituri și cheltuieli. În acest fel vedem cum ne intră banii în buget și mai ales pe ce cheltuieli se duc. Aplicațiile de acest fel sunt gratuite. Că vorbim de o listă, de metoda plicurilor sau de o aplicație pe telefonul mobil, principiul este cel care contează. Este foarte important să avem o evidență clară a tuturor cheltuielilor. Reprezentanții Băncii Naționale iau în calcul impunerea unui plafon maxim de îndatorare. De aici tragem o lecție importantă. O presiune prea mare pe bugetul lunar riscă să ne destabilizeze. Spre exemplu, specialiștii spun că o rată n-ar trebui să depășească 30% din venituri și doar în cazuri extreme să se îndrepte spre jumătate din ce încasăm. Până data viitoare, nu uitați regula de aur. Aveți mare grijă de banii dumneavoastră! Cum va fi vremea, ne spune colega mea Anca Ciota. Presupun că tu nu critici pe nimeni. Nici. Nu. Dar mi-aș dori să nu mă criticați nici voi după ce auziți ce am de spus. Pentru că, spun așa, se anunță 3 zile cu vijelii și ploi torențiale. De mâine intră în vigoare un cod galben de ploaie care cuprinde mai mult de jumătate din țară și vă spun mai multe imediat la meteo. Altfel spus, se anunță vremuri grele. Exact, vreme și vremuri. Cam da, mulțumim, Anca. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Cele mai importante informații ale zilei le găsiți pe site-ul nostru, știrilecanalde.ro.
Până mâine seară vă doresc toate cele bune și nu uitați, aveți grijă de dumneavoastră.